A sosit momentul să discutăm despre două dintre cele mai cerute companii din România și să facem o analiză tehnică pe ambele, astfel încât să vedem la ce prețuri ar trebui să cumpere astfel încât să ai randamentele maxim și care dintre aceste două companii ar trebui să le cumperi, și anume OMV Petrom sau Nuclearele Electrica. Te salut, Cristian Trăboiu, sunt consultant financiar acreditat și investitor în piețele financiare. Și să știi că am urmărit zona de comentarii și am văzut că cele mai cerute companii sunt aceste două, adică OMV Petrom și Nuclearelectrica. Și aș vrea să facem astăzi o analiză tehnică. Mare atenție, această analiză tehnică este doar analiză pe grafic, astfel încât să interpretăm graficul, să vedem cam care ar fi zonele din care ar trebui să cumpărăm. Nu să discutăm deloc despre analiză fundamentală, să vedem care sunt direcțiile viitoare ale companiei, da? Și haideți să vedem un pic cam pe ce locuri sau pe ce poziții se află aceste două companii. Păi, în indicele BET, în momentul de față, OMV Petrom este pe poziția a treia, reprezentând 17,24% din indice, iar Nuclearele Electrica este pe locul 6, reprezentând doar 4% din indicele BET. Pe 6 este 1, 2, 3, 4, 5, 6, pe 6. Bun, haideți să începem să facem câte o analiză tehnică pe fiecare din aceste companii, să vedem cam care ar fi zonele în care am putea să cumpărăm sau dacă ar trebui să cumpărăm oricare din aceste companii. Și suntem aici prima dată pe OMV Petrom. Avem în momentul de față un trend ascendent destul de interesant. Și haideți să îl și trasăm. Avem un trend ascendent care s-a pornit cam din această zonă și se pare că este într-o continuă creștere. Normal. Acesta este trendul nostru. Haideți să găsim și niște zone de lichiditate. Păi avem ceva zone de lichiditate interesante. Avem o zonă de lichiditate undeva pe aici. Haideți să vedem dacă mai avem și mai pe sus încă o zonă. Mai avem o zonă undeva aici. Bun. Deci avem zona de lichiditate numărul 1, zona de lichiditate numărul 2. Ar trebui să pun mai multe zone de lichiditate? Teoretic, da, practic, nu cred că mă ajută foarte tare. În momentul de față, prețul acțiunii este de 0,54 lei pe acțiune. Ce ar trebui să se întâmple cu prețul acțiunii în următoarea perioadă? Dacă ne uităm la volumele, păi volumele sunt similare cu creșterea prețului, adică volumele sunt în creștere, prețul este în creștere. Asta înseamnă că trendul ar trebui să se continue. N-ar trebui să se întâmple mare lucru pe parte de schimbare de trend. Așteptarea este ca prețul de aici să înceapă să se corecteze. De ce? Pentru că nu a mai fost o corecție sănătoasă de ceva vreme. Trendul este în continuare unul ascendent, însă o corecție sănătoasă nu a început. Și atunci, așteptarea mea realistă este ca prețul să se întoarcă ori la trend, ori la zona de rezistență, ori la trend și zona de rezistență. Adică să înceapă să scadă, astfel încât să se ajungă în apropierea zonei de rezistență și în apropierea trendului. Astfel încât în momentul în care crește de aici, ar trebui să-mi dea mie încredere că prețul o să își continue această mișcare de creștere, adică trendul se păstrează în continuare în creștere. Și atunci, un preț de achiziție destul de ok ar fi în jurul prețului de 0,52 de lei pe acțiune. Acum o să se întâmple 100% acest lucru, adică 100% prețul o să scadă până aici în zona de rezistență și în apropierea trendului și de aici o să înceapă să scadă, să crească. 100% nu. Există șanse ca prețul să scadă sub această zonă de lichiditate și să spargă și trendul? Există această șansă? Din nou, sigur că da. Și în momentul în care se va sparge zona de lichiditate și trendul, acesta este, să știi, un moment de hold. Un moment în care tu ar trebui să aștepți. Ce ar trebui să aștepți? Ar trebui să aștept să vezi unde se formează minimul și unde se formează maximul. Dacă maximele o să fie în scădere, să știi că trendul nu mai este ascendent, trendul o să fie descendent. Și pe trenduri descendente, mare atenție, nu cumpărăm. De ce? Pentru că pentru trenduri descendente, așteptarea este ca prețul să continuă să scadă. Atunci, eu nu vreau să plătesc această scădere a prețului din buzunarul meu. Eu o să vreau să cumpăr doar pe trenduri ascendente, cum suntem în momentul de față. Doar că în momentul de față suntem la mijlocul corecției. Avem un impuls și aici o corecție. Suntem undeva la mijlocul corecției. Nu avem de ce să cumpărăm la mijlocul corecției.
Noi vrem să cumpărăm când prețul s-a corectat, a terminat să se corecteze și începe din nou impulsul, astfel încât eu să am randamentul la cel mai înalt nivel. Da? Deci așteptarea realistă este ca să încep să cumpăr Petrom pe la prețul de 0,52 de lei pe acțiune, în cazul în care nu se sparge zona de lichiditate și trendul. Bun. Aceasta este analiză pe OMV Petrom. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă ne uităm și pe cea de-a doua companie pe care ne interesează astăzi, și anume nuclear electrică. Și din nou o să facem o analiză similară. O să mergem pe grafic să vedem ce s-a întâmplat cu prețul acțiunii. Păi, în ultima perioadă, în ultimii ani, prețul acțiunii se pare că este într-o continuă creștere. În ultimii ani, din 2022 până în prezent, suntem într-o oareșcare zonă de platou. Și din nou, eu o să pornesc întotdeauna de la trend. Și avem un trend aici, de această manieră, care este un trend ascendent, care a avut impuls corecție, impuls corecție și apoi o zonă de stagnare și care în momentul de față se pare că tinde să vină din nou spre trend. Și bineînțeles avem și niște zone de lichiditate. Avem aici o zonă de lichiditate și mai avem și aici o zonă de lichiditate. Adică avem un canal de oscilații. În momentul de față, chiar dacă trendul general este ascendent, în momentul de față prețul este în acest canal de oscilație, adică suntem într-un trend lateral pe trendul general ascendent. Dacă suntem într-un trend lateral, trendul lateral, din nou, trendul lateral se tranzacționează, dacă vrei să-ți iei profituri, într-un mod diferit față de trendul ascendent. Și anume, trendul lateral se tranzacționează în felul următor. Cumpărăm de la suport, avem aici suport și aici rezistență, cumpărăm de la suport și vindem la rezistență. De ce? Pentru că, eu am spus întotdeauna, suportul reprezintă pentru preț o zonă în care ne așteptăm ca el să nu coboare sub această zonă de suport și prețul de rezistență este zona în care ne așteptăm să nu treacă de această zonă de rezistență, adică este ca un tavan. În momentul de față, suntem undeva spre jumătatea superioară a canalului de oscilație. Adică am fost la rezistență, prețul a respins. Ce ne așteptăm să facă prețul în următoarea perioadă? Ce ar trebui să facă el? Păi, în mod normal, ar trebui să vină spre apropierea trendului și apropierea zonei de suport. Și de aici să înceapă din nou să crească. Asta înseamnă că prețul ar trebui să mai scadă de la momentul prezent, care este 45 de lei, 45,95, ar trebui să scadă undeva pe la 1,40-41 de lei. Și din acest moment, de la 40-41 de lei, eu pot să achiziționez, fac o achiziție cât mai aproape de începutul impulsului. Și nu doar al impulsului din canalul lateral, și un impuls din trendul general de creștere. Și aceasta ar fi o achiziție pe care aș face-o pe o perioadă mai lungă de timp. Din nou, lucrurile sunt asemănătoare cu ce am discutat și la Petrom, și anume, în cazul în care vom avea o perioadă mai instabilă în economie și prețul nu o să continuă să rămână în acest canal de oscilații și el o să coboare și o să spargă trendul și zona de suport, din nou, poate să fie un moment de hold. De ce un moment de hold? Pentru că aceste perioade în care se sparg zonele de lichiditate și zonele de trend poate să reprezinte și o manipulare, cum a fost aici, de exemplu, în 2022. Probabil mai țin minte când toată lumea a crezut că toate piețele se vor duce în cap. În realitate se pare că nu s-au dus în cap, ele au rezistat. Asta se cheamă manipularea pieței. Mai pot apărea astfel de manipulări, adică vârfuri și prețul să revină în zonă, în canalul de oscilație. Și atunci avem nevoie să știm foarte clar care o să fie trendul în următoarea perioadă. Și din cauza aceasta revin, în cazul în care se sparge trendul și zona de lichiditate, trebuie să aștept minimul, dar și maximul. Și dacă maximele vor fi de această dată în scădere, păi și trendul se va transforma într-un trend de scădere. Și din nou, pe trenduri de scădere noi nu cumpărăm. Ce puțin eu, unul nu. Tu poți să cumperi și pe trenduri de scădere, conștient de faptul că e posibil ca trendul acesta să se continue, pentru că noi știm, trendurile au tendința să se continue mai degrabă decât să se întoarcă, pentru că e mai simplu să faci ce ai făcut până acum decât să faci lucruri noi.
Și atunci, în cazul în care se va schimba trendul și vom avea un trend descendent, trebuie să iei în calcul că poți să ții anumite profituri în cazul în care ai cumpărat până în acest moment și să îți încasezi profiturile și să cumperi în momentul în care prețul scade mai jos decât ți-ai propus, sau există șansa ca tu să păstrezi în continuare aceste investiții pe care le ai și doar să mai acumulezi astfel încât să-ți crești posesia. Acum, bineînțeles, tu nu te lua 100% după analizele pe care le fac eu, faci și tu singur o analiză asemănătoare, astfel încât să răspunzi și tu la întrebarea la care este prețul corect la care ar trebui să cumperi. Și, bineînțeles, citește și rapoartele financiare, adică nu lua decizii doar în urma unei analize tehnice, mai ales decizii pe termen lung, unde deciziile pe termen lung trebuie luate în primul rând în funcție de ce spune în raportul financiar al companiei și, în al doilea rând, în urma analizei tehnice. Acum, ambele companii sunt două companii bune, sunt două companii profitabile, sunt două companii din zona energetică. Și dacă în continuare tu ai încredere în această zonă energetică, această direcție poate să fie o direcție bună pentru tine. Recomandarea mea este în continuare să cumpărăm la prețul corect, și anume la începutul impulsului. Dacă nu suntem la începutul impulsului, poate ar trebui să mai așteptăm astfel încât să putem să cumpărăm la prețuri cât mai mici și să obținem randamente cât mai mari. Acum, eu te aștept în zona de comentarii să-mi spui și tu, tu deții aceste companii în portofoliul tău? Dacă le deții, ce vrei să faci în următoarea perioadă? Vrei să îți crești posesia? Vrei să ții anumite randamente în cazul în care există tendința de a se schimba trendul? Sau vrei în continuare să achiziționezi și să ai cantitate cât mai mare din aceste companii? Te rog, lasă-mi în zona de comentarii și spune-mi ce vrei tu să faci în următoarea perioadă, astfel încât să începem acolo o discuție. Și bineînțeles, dacă ai găsit acest video de ajutor, te rog, lasă-mi un like, lasă-mi și un subscribe și te aștept cu drag și în videoul următor. Te salut!